Legenda regelui Midas. Cu mulți ani în urmă trăia în Frigia un rege care era și avar și lacom. Se numea Midas. Într-una din zile, regele îl găzdui pe Silenos, care făcea parte din cortegiul zeului Dionisos, care călătorea din Tracia spre Frigia, fiindcă se rătăcise. Dionisos îi spuse regelui că îi îndeplinește orice dorință, drept răsplată pentru că s-a purtat bine cu Silenos. Midas se gândi îndelung, oare ce putere miraculoasă îl putea face și mai puternic, și mai bogat. Lacom de bogății, într-un sfârșit, îi spuse că își dorește ca orice atinge să se transforme în aur. Fie, spuse Silenos și îndeplini dorința. Midas atinse scaunul și acesta se transformă în aurul cel mai pur. Își atinse centura, hainele, un vas, o statuie, toate se transformară în aur. A început să fugă peste tot prin palatul lui și totul devenea de aur, mobilele, pereții, tot ce se găsea acolo. Midas era foarte fericit, dar mai târziu i se făcu foame. Se așeză la masă, dar orice ducea la gură se transforma în aur. Din cauza lăcomiei lui va muri de foame și de sete, gândi Dionisos în sinea lui. Dobor de foame și sete, Midas i-a cerut atunci lui Dionisos să-l scape de darul său împovărător, deși acesta îl îmbogățea din ce în ce mai mult. Zeul Dionisos l-a îndemnat. Du-te de descaldă în apele Pactolului. Așa vei scăpa de acest dar. Regele Midas îl ascultă și se scăldă în apele Pactolului. După ce s-a scăldat, Midas a redevenit muritor de rând. În schimb, spune legenda, apele în care s-a scăldat au rămas de atunci bogate în nisip aurifer.